Urmează să ne transpunem în romanul roșu și negru, semnat de Stendhal, pentru că avem o combinație așa interesantă în această dimineață, dar o să discutăm despre bani, nu despre haine. Alături de mine este în această dimineață doamna Iena Șerbaniuc, șefa adjunctă a Direcției Comunicare și Educației Financiară de la BNV. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre un eveniment foarte important pentru pregătirea viitorilor consumatori, să le zicem așa, din Republica Moldova, drumul banilor. Adesea discutăm despre faptul că educația financiară e la fel de importantă ca și educația socială sau cei 7 ani de acasă. Care este scopul evenimentului de astăzi? Așa este, aveți dreptate. Evenimentul este la a 4-a ediție, asta ne bucură foarte mult să spunem. E un eveniment dedicat copiilor, în mare parte elevilor și studenților, copiilor cu 12 plus, cu vârsta 12 plus, unde ne propunem să le vorbim despre cum ajung banii în economie, cum ajung banii în băncile licențiate, de unde pornește această călătorie. Mai bine spus, de la Banca Națională. Așa. De la sala de expoziție, unde avem expuse toate monetele comemorative și jubiliare. Uh-huh. Și participanții, cei care s-au înregistrat, vor avea posibilitatea să se afle în această sală de expoziție, să afle mai multe despre istoria leului moldovenesc și despre elementele de siguranță ale monedei naționale. Foarte interesant. Există un număr limită, apropo, de participanți? Nu, a fost o înregistrare prealabilă. Așa. Puteau să se înregistreze grupuri de copii, până la 30 de persoane în grup. Și călătoria nu se oprește la Banca Națională, merge mai departe la o bancă licențiată. Așa. Fiecare grup merge la o bancă licențiată, unde cunoaște mai bine cum funcționează o bancă. Da, vor fi simulate situații în care participanții vor trebui să ia decizii ca maturii, decizii financiare. Eu am senzația că ar trebui de făcut un astfel de eveniment și pentru noi adulții, pentru că și noi adesea nu ne dăm seama care este circuitul banilor în economie și poate așa am înțelege și valoarea acestora. Vor vedea și anumite aparate care verifică dacă sunt banii falși sau sunt veridici, vor vedea specimenele bancnotelor. Vor vedea de toate? Vor vedea de toate, da. Este o curiozitate a Băncii Naționale. Când vii la Banca Națională, în primul rând copilașii vor să vadă cum să diferențieze o bancnotă autentică de una falsă. Uh-huh. Și iată, colegii noștri care sunt experți în asta vor demonstra, vor arăta care sunt elementele care le definez sau diferențiază o bancnotă autentică de una falsă. Spuneați, doamna Șerbaniuc, că este cea de-a 4-a ediție. Am mai discutat și pentru edițiile anterioare despre însemnătatea acestui eveniment, dar pe an ce trece, vedeți tinerii, copiii, adolescenții mai responsabili din punct de vedere a economiei, din punct de vedere a utilizării corecte a valutei naționale? Ce observăm noi este un interes sporit față de subiectul financiar bancar. Și dacă este un interes față de subiect, credem noi că deja este și o responsabilitate. Te responsabilizezi venind la Banca Națională, aflând despre subiectele financiare, concepte, respectiv, cred eu că rezultatele sunt pe măsură. Cred eu că copilașii și nu doar copilașii, publicul larg devine tot mai cunoaște tot mai multe despre cazuri, cum să ne protejăm economiile, ce să facem, cum să ne facem un plan de economisire și cum să investim corect. Credem noi că toată informația pe care noi o diseminăm la diferite evenimente este auzită și este aplicată. Apropo, vedeți și dumneavoastră, stimați telespectatori, niște imagini. E practic un tur virtual a Băncii Naționale a Moldovei, ca să vedeți de ce se vor bucura astăzi cei ce vor participa în cadrul evenimentului. Va avea loc și o sesiune, nu știu, de întrebări, răspunsuri. Vor satisface necesitățile intelectuale a copiilor, a studenților, specialiștii din cadrul BNM? Da, chiar în cadrul acestui eveniment, dar mai avem un eveniment care va fi organizat, se va desfășura luni, 31 octombrie, care este Ziua Internațională a Economisirii, chiar este marcată în fiecare an, și luni va fi evenimentul dedicat publicului larg, unde vor fi studii de caz prezentat și atunci toți participanții, pentru că este un eveniment care se va desfășura online, pot participa ușor, se pot accesând linkul de conectare sau va fi transmis în direct, va putea
vor putea audia prezentările și la subiectele care vor fi pentru ziua pe agenda și respectiv este o informație chiar utilă, vor putea adresa și întrebări, vor putea expune opiniile, părerile despre vis-a-vis de subiectele care vor fi abordate. Ce caută de regulă copiii, adolescenții, studenții când vin la astfel de evenimente? Ce interesează cel mai mult? Cel mai mult le interesează de bancnotele. În primul rând, nu cunosc că Banca Națională este persoana juridică care are dreptul exclusiv de a emite monede comemorative și jubiliare. Este o noutate, o surpriză pentru ei. După care, evident, întrebările sunt legate toate despre bani. Cum am putea să economisim, cum am putea să facem rost cât mai mult. Bine, asta și noi ne întrebăm. Și noi, adulții, ne întrebăm cum putem să facem rost de mai mulți bani. Da, și își doresc foarte mult să aibă un card bancar de mici. Să aibă bani acolo pe card. Wow, asta deja e interesant pentru că această generație este mult mai avansată în materie informațională bancară, dacă pot să zic așa. Și responsabilizarea asta de la o vârstă fragedă generează responsabilitatea maturilor, pentru că ei merg acasă, discută cu părinții și cumva dialogul este mai eficient, probabil. Așa este, da. Ce părere au cadrele didactice și părinții despre astfel de evenimente? Cu siguranță aveți feedback. Evident, copiii merg acasă, povestesc ce au audiat pe parcursul zilei la eveniment, după care părinții ne lasă un e-mail sau ne lasă un feedback fie prin telefon. Așa. Că au rămas încântați copilașii și asta îi bucură foarte mult pentru că informația pe care au audiat-o, au ascultat-o pe parcursul zilei este una utilă și pentru ei. Și chiar bunicii care însoțesc copilașii și nu doar cu bunicii, părinții care vin cu copilașii, dacă sunt micuți, sunt alte evenimente pentru copii mici, evident că rămân și ei, să zic eu, uimiți sau află ceva interesant și ei fiind maturi. Pentru cei care au ratat înregistrarea pentru ziua de astăzi, pentru evenimentul de astăzi, se vor mai desfășura sau așteptăm anul viitor? Nu, se va desfășura chiar curând, pe 29 noiembrie, așa. Marcăm ziua aleului moldovenesc și atunci vă invităm pe toți cei care doresc să viziteze Banca Națională să o facă, pentru că este posibilitate să se înregistreze oricând, să ne lase un e-mail sau un telefon și... Ați văzut, apropo, stimați telespectatori, am dat datele, le-ați văzut pe video, am văzut și acel spot prin care v-ați autoconvins, să zic așa. Eu vă mulțumesc tare frumos că ați reușit să veniți, știu că azi este o zi tare încărcată din punct de vedere și profesional, dar și emoțional și ne revedem în scurt timp. Da, mulțumesc dumneavoastră.